Bă, dar ce faceți, bă? Dar ce lasă să iei, mă, bosule? Nu știu, ea e făcută cu New Yorkshire, ea e mini, e mama ei. Și ea, nu știu, o corcitură, bișou, cu ceva, nu știu. Și ei cu tine peste tot? Peste tot. Bă, podcast cu căței n-am mai făcut. Peste tot. Asta am zis și eu, cine a făcut podcast cu căței? Da, și mi s-a părut așa. Ce faci? Cool, bună, eu sunt Anca. Dar de când e? De asta are 14 ani. Nu, tu de când e? De la 14 ani. De 14 ani am pe ea și are 7. Bă, câine, bă! Bă, câine, bă! Ia uite-te tu! Ia uite-te tu! Bă, ce frumos e aici la voi. Hă? E frumos. Îmi place. Dar unde ai fost? Acasă. Dar mi-a făcut filmare? Nu, azi nu. Azi doar am învățat. Vezi? Hai să-ți arăt studioul. Hai. Stai să-mi aranjez și o părură. E un vânt afară și o plină. Ena, hai câine. Hai. Hai câine. Hai. Super. Simt ca la copii spun lucruri trăznite. Tu? Da. De ce? Nu știu. Că îmi pui întrebări și o răspund. Dar nu spun întrebări. Nu îmi pui întrebări? Nu. Nu? Te las povestești. A. Deci tu n-ai mai fost niciodată? Nu, n-am fost niciodată la un podcast. Și adică am văzut și eu, m-am uitat un pic, dar am zis să nu făceam o părere, după aia mă gândeam, mamă, dacă mă întreabă și pe mine asta, și dar nu m-am uitat. Dar nu mă, eu n-am întrebări, eu nu fac de astea. Ok, am văzut că au venit doar băieți la tine. Da. Nu mi schițiez întrebări sau unde vreau să ajung, unde vreau să fai verde. Aha. Dar unde e celălalt câine? Bă! Ibra, ia vină cu a. Vino, vino, vreau, te arătăm la televizor. Hai, hai. Nu vine? E sceptică ca măsa. Bă, ești dita-i personajul, bă, să n-am parte. Deci, să câini, n-ai. Deci câini n-am mai avut. Nu. Niciodată. Și uite, și premier și pentru tine. Da, e primul podcast, trebuia să vin cu fetele mele, să mă simt și eu mai acasă, așa, știi? Îmi dau un soi de Deci noi legeritate. Filmăm acum la ora cât e? 8? E 8 seara, pentru că tu n-ai timp. De ce n-ai timp? Bă, nene, am venit, m-a și certat. Păi n-am nu văzut. Te-am certat, că n-ai noi timp. Noi filmăm la ora asta, așa da. Târzie, da. Când eu ar trebui să-ți mănânci grișul sau cum, spune-mi, tu te cuci la ora asta, nu? Nu mă culp la 10, 11. A, da? Da, eu sunt pasăre de noapte. Cumva abia aștept să se stingă orașul ca eu să trăiesc. De ce? Îmi place liniștea. Bă, da, păi da, câți ani ai tu? 32 fac acum în decembrie. Și păi pentru că ziua muncesc, prefer noaptea să mă culc cât mai târziu. Și dacă pot să dorm ziua, e perfect. Dacă nu pot, eu nu, eu așa făceam și eu, până la 25 așa eram. Da. Că noaptea nu sună telefonul. Da, exact. Nu te stresează nimeni. Da, dar ziua nici n-aveam foarte multă treabă. Da, dar ziua dacă n-am obloane și e gălăgie... A, deci tu ești ca maestru. Da, cu oblon. Da. Nu supor lumina. Când mă trezesc după ce beau cafeaua. A, bine, așa adică și eu, încă da. Stau acolo, încă nu vine să cred, știi că trebuie să mă trezesc. Dar de la ce e asta? Ai fotofobie de asta? Nu cred că e neapărat fotofobie. Noaptea, de exemplu, mă deranjează farurile când conduc, dar nu în așa fel încât, adică nu în așa hal. Dar nu așa conduc. Se cheamă fotofobie? Fotofobia de la lumină. De lumină, te deranjează da. La nu pot să fac abstracție că mai e cineva cu noi în nu cameră, contează. Adică e ok, nu? N-ai treabă, mă, că e la liber. Mai, da? Bun, deci nu avem reguli, nu avem un joc și astea sunt. Bun, nu. Bine. Chiar dacă pare așa aranjat totul, dar nu. Arată foarte bine. Trebuie să te simți ca acasă. Bă, ești nebun, n-am avut fete. Da. Și vezi că microfonul, uite, vezi, trebuie să stea așa în fața ta. În fața, așa. Ca să se audă gura, că gura e foarte importantă. Spune. Ce-a făcut? Vrea să fac spune. Ceva? Să zică și ea. Ia, zi ceva. Latră la comandă? Da, la un număr, latră. La un număr? Da. Ce număr? 090. Ăsta e interfonul meu. Gata, bravo, mami, bravo.
interfonul din, din Ghencea și știe dacă vorbesc la telefon și spun hai sună la interfon, vin acum să-ți deschid, latră. Mai ales dacă sunt acolo, dacă suntem, de exemplu, pe plajă, zice, băi, ești nebună, cine să vină? Nu e interfon aici, e, nu face băi, chiar de nebun. Fiecare dată. Da, mă, le-am dus și la dresaj, sunt... Stau și culcat și ies, faci de ele? Da, Ibra, da. Pe mine am dus-o când deja era măricică și era gen, pe bune, nu mai pus toată viața să fac nimic, mă pui acum, nu vreau. Da, pe noi când ne-am cunoscut, dar noi când ne-am cunoscut... O aveam pe Mini. Pe ea? Da. Pe Ibra a venit nu. După. Nu, nu mai știu exact dacă... A intrat în ușă. Extraordinar. Bă, păcat că... Măi, nu măi. S-a filmat, nu? Alo? Nu, voi sunteți. Vino cu a... Tu ai dat cu capul. Ibra a intrat în ușă, mă. Ce ai zis? Hai. Nici aia nu s-a filmat. Vino aici. Da, n-ai treabă. Deci, da. Bun, deci noi, hai să le zicem la oameni când ne-am cunoscut noi. Nu știu în ce an. Eram la facultate, nu. Nu, nu știu. Nu mai știu. Eu nu știu cu anii. Cu... Cred că, 2000... nu chiar 10 ani, dar... 2000, stai să mă gândesc eu, 14, 15? Pe acolo, da. 14, 15. E vreo 7 ani, cam așa. Mamă. Da. Și erai cu... Erai la Cani. Da, da, tu erai prieten cu Cani. Sunteți? Bănuiesc da, că în continuare da, sunteți da. Prieteni. Ce, tu voi nu mai sunteți? Ba da, ba da, ba păi da. Da. Da, păi cu toți foștii mei iubiți, cred că am rămas prietenă. Da? Da, mi se pare o chestie normală. Adică atâta timp cât ți-ai împărțit viața cu omul ăla, pe aia suntem dușmani, nu ne mai... Nu dușmani, dar prieteni mi se pare mult. Prieteni, bine, nu mai sunt prieteni, nu ne mai vedem la cafele. Asta dar zic, la modul, adică... ne zicem un la mulți ani, ah, okay. Ce mai salut, faci, salut. Ești bine, felicitări că acu are o da. Fetiță. Normal că da. I-am scris, mă bucur pentru el. Na. Și țin minte, deci eu țin minte așa, imaginea cu tine, tu stăteai în pat. Cred că abia te-ai trezit. Aveam dragi, normal, nu? Aveam... Nu mai știu. Nu mai știu dacă aveai dragi, nu. Dar știu că stăteai în pat. Noi montam ceva, nu știu da, ce făceam. Da, da, făceați voi un vlog ceva. Un vlog o ceva, știu, da. Da. Și știu că mi-ai zis tu că trebuie să iei... Că m-ai întrebat, bă, ce părere ai dacă te chemaseră la să faci niște sketch-uri. Sau ceva. Da, era fix când începeam puii mei. Da, mă. Fix da, atunci. Fix atunci. Că așa, cu bendea, cu nu știu ce și că nu știu... Cu banii, că nu erau, erau puțin bani, nu mai știu câți bani erau, dar nu erai tu, era bă, câți puțin bani, dar... Da, 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 du-te, da. Ce ești nebună? Și după aia te-am văzut imediat în da, bine, trebuia să fac un sketch, două, nu știu, și din ziua aia mi-au spus dacă și eu când te-am văzut echipă, după da. Aia în sketch-uri, o făceai pe... O pe Narcisa? Pe Narcisa, pe, cred. A, și am, pe asta, pe Mocanu am făcut-o prima oară. Nu, eu te-am văzut la Narcisa, pe Narcisa, așa și că eram... Bă, asta e Anca, ești prost. Deci nu vreau să cred că erai, dacă n-arătai cum te-am văzut eu atunci, știi? Și da. Zic, bă, ești arăta prost. Arăta mai bine un pic. Da. Da. Bă, dar ce tare ești nebun. Și acum ia uite. Acum ce faci? Acum, ce la, să în fac? Ce, în ce ești în ce acum? Joc acum? M-am angajat de curând la teatru, în sfârșit, dar cum nu am avut loc în București. M-am angajat la Râmnicu Vâlcea. Serios? Mm. Cum da, tu băi, nu erai în teatru? Să am carte de muncă. Nu, n-am avut până acum și când a venit pandemia am zis, băi, e groasă treaba și mi-am dat seama că sunt desculză total, știi? Și dar că... de ce n-ai fost în teatru până băi, acum? Băi, pentru că în ziua în care s-a făcut concursul la comedie, eu aveam filmări, n-am putut să mă duc și cumva cred că doar acolo mi-aș fi dorit, într-adevăr, să... Comedii? Să, da. Și echipa de acolo e foarte faină. Bine, na, sau la teatru mix. Mai sunt na, da. Teatre în care aș fi vrut să mă angajez. Dar n-a fost să fie. Și cumva aici s-a legat treaba. Din pandemie am fost acolo, am făcut vreo 3 spectacole. Și... Uite, eu nici nu, eu la asta nici nu mă gândeam că tu nu ești, nu faci teatru. Da. Ai apucat. Da, am făcut teatru aici, dar independent, am jucat peste tot și la Notara, la Elisabeth, pe unde se putea. Da, da. Și în țară cu turneu. Aha. Dar da, și acum m-am liniștit, am salariu. Nici nu știu cât e salariu exact. Ai salariu? Am salariu, da, în fiecare lună am salariu. N-a intrat primul salariu, că ți-aș fi spus. Nu sare de 3.000 de lei, da. L-am întrebat pe Drăgureni, zic, bă, dar mai mor actorii de foame așa, că bă, există mitul ăsta, dar... Dacă joci, nu prea mor de foame. Nu, nu.
dacă faci doar teatru, într-adevăr bine nu ți-e. Dacă ai de plătit o chirie, dacă ai... Păi el zice că el ia o piesă de teatru, ia, nu știu, și 800 de lei și 1200 de lei. Exact, da, independent. Adică, da. Dar dacă ești angajat, tu poți să joci 30 de spectacole, iei același salariu. Am înțeles. Da. A, deci tu joci 20 de spectacole și iei aceiași bani. Da. Sau poți să nu joci niciunul. Poți să nu joci niciunul, adică în pandemie, na, nu prea s-a jucat, veneau banii... Știi ce zic? Eu n-am apucat valul ăsta, n-am. A, eu da, mereu mă, sunt pe ultima sută de metri, nu știu cum se face. Fix când e mai bine, pac, s-a terminat. Trebuie să-mi povestești cum ai început. De când ai, de unde a pornit treaba cu teatru? Da. Până în momentul actual. Până în momentul actual. Da, ca să vreau, că vreau, eu vreau, mi-i plac poveștile mult. Și oamenilor de acasă. Și vreau să... Eu am tot spus asta, adică și în interviuri și așa, spun, nu e atât de wow, adică nu e ceva extravagant. Eu nu mi-am dorit neapărat să mi se întâmple treaba asta și cumva a văzut vecina mea de pe palier la o serbare că fac domnul Goie mai bine decât ar trebui și a zis, ia hai să mergem la o școală particulară de actorie. Și m-am dus, nu mi-a plăcut, toată lumea a insistat... Nu că mai vin, și până la urmă m-am dus și am stat acolo vreo 5 ani până în clasa 12-a când... Păi și părinții te susțineau? Bă, ei nu s-au împotrivit. Mama, da, du-te, mamă, dar acum dai bacul, lasă-le dracu, ia și învață. Da, da. Și eram așa, da, nu-mi doream cu ardoare, nu-mi doream, nu era... Nu simțeai asta. Nu simțeam că trebuie neapărat să o fac, dar îmi plăcea, mi se părea ca un hobby. Mă duceam în weekend și mă întâlneam cu copii și în loc să ne jucăm, ziceam niște text. Nice. Adică era... Păi și la facultate cum dracu la intrat? Facultate, eu am dat la facultate, la trei facultăți am dat, nu, mai, la mai multe, în anul ăla. Am dat la Spiru, la actorie, am picat. Mi-a fost foarte rău în ziua, eram albă, nu dormisem toată noaptea, aveam ovarele în glezne, adică nu mă simțeam bine deloc, nu puteam, abia stăteam pe picioare. Și m-a întrebat Sanda Manu, era atunci în comisie, și m-a întrebat, ți-e rău? Și am zis, nu. A văzut femeia că mint și a zis, nu, pe mine nu mă minți. Așa. Și am picat. Am ajuns acasă, i-am spus mamei, am picat și a zis, uite mama, aici trei dosare, ți-a pregătit mama, te duci unde vrei tu, dar eu, dacă mă întreabă cineva unde e fata mea la facultate, nu pot să zic că nu e nicăieri, adică nu mă interesează că dai la... Zic, mai dau și la Hyperion, tot la actorie, dar până să fie examenul de la Hyperion, m-am dus și mi-am depus dosarul la universitate, la sociologie, la asistență socială, la geografie. La geografie chiar mă pregătisem să dau. Îți place geografia? Da, da, în capul meu era că o să călătoresc, că vezi, Doamne, că mă fac ghid, că... Bazaconia, eu nu știu ce... Da, da, mă rog. Aveam o meditatoare foarte tare de geografie. Și... Așa, te-a făcut să-ți placă geografia. Da, cred că a venit cafeaua. Nu. Nu, că m-a sunat dacă era. Mai. Ia, vino cu a. Repede. Vino cu a. Tigrilor. Ia uite-l. Tigrule, ia uite-l. Da, așa. Și am dat, m-am dus să mă înscriu la geografie, m-am uitat în jurul meu așa și am zis, bă, nu cred că e locul meu aici, adică nu se uita niciun copil de acolo în ochii mei, era ciudățel. Și până la urmă nu m-am mai înscris. Și am dat la Hyperion, am intrat cu 10 și mai era un ATC-ul. Azi nu mai duc la un ATC. Dacă ai intrat aici cu 10. O să fii cea mai bună, îți dai seama, se închină ăștia la actoria mea. Zic, wow, păzea că intră Anca. Da, și aveam un coleg de la școala asta de actorie, el a insistat foarte tare să dau la un ATC. Venea de dimineață, mă trezea, el stătea la Romană și venea până în Ghencea, de multe ori a venit să mă ia să mergem la niște cursuri duminica, se făceau la un ATC de pregătire. Păi poate avea bucurii la tine. Nu, din contră, nu avea nicio treabă. Că te obiceai așa să stăm, hei, hai să învățăm împreună. Nu, ai la nu. Facultate. Ia îți dau un sandwich? Da, exact. Cu ce e? Când cu ce îți place ție? Da, așa. Da. Și am dat la un ATC, bine, am dat cu banul, aveam 2 milioane, atât era taxa. Și îmi doream niște pantofi rău de tot. Cu toc așa îmi doream. Și a picat să mă duc la un ATC, m-am înscris și am intrat. Și asta a fost, am intrat la buget. La Hyperion, chiar dacă aveam 10, era particulară, tot trebuia să dau niște bani. Mai puțin, ce-i drept, dar... Trebuia să decartez acolo păi ceva. Și probile? Au fost?
La ce? La una ATC. Grele? Sau, adică tu erai pregătită pentru... Oricum dădusem examenul, adică aveam același repertoriu. Deci era... Diferit a fost de la, la Spiru, am avut alt repertoriu și după care am schimbat și repertoriul tot. Am schimbat registru, gata, altceva. Da, și am intrat și am sunat-o pe mama și i-am spus, am intrat și mi-a zis... Hai, dragă, termină cu prostiile. Și mi-a închis. Da, când i-am zis că am intrat la buget, nu m-a crezut. Și practic a intrat la buget. Da, și acolo a rămas. Și acolo a rămas. Da, după facultate, un an de zile am stat acasă. Acasă, n-am stat acasă, am muncit. Adică, oricum, și în facultate am muncit. Am făcut fel și fel de joburi. Am fost la petreceri de copii. Trebuie să-ți povestesc una bună la o petrecere de copii. Zim, te rog, uite, vezi că, uite, așa ne ducem în paranteze. Da. Stai că mă sună. Da. Băgat. O să se latre un pic. E cineva. O veni cafeaua. Ia uite, fii atent. Te escortează tigre. Sunt de pază. Sunt câini de pază. Ia vino grasul încoa. Ia vino un pic. Vino încoa. Hai sus. Sus, sus. Bă, băiatule, bă. Pașa. Gata, o veni cafeaua. Așa. Deci zic cu ziceam cu petrecerea de copii. Eram, ce eram? Mai știu ce prințesă. O prințesă. Să știți că eu am întrebat-o pe Anca dacă vrea și o zic că nu vrea acasă. Că o să zic cu oamenii că de ce nu te servesc. De ce nu-i dai că și într-una. Am văzut și azi, erai supărat, ai pus niște story-uri de te-ai enervat, niște hateri. Mamă, dar ce m-au enervat oamenii. Așa, spune dragă. Așa, și mă rog, eram costumată într-o prietenă. Elsa, ce, nu era atunci. Deci nu, asta făceai? Nu desenai copii pe fețe sau ceva? Nu. Făceam joculețe cu copiii. Îi distram, entertainment. Și a venit o fetiță și mi-a zis, eu știu karate. Eu, inconștientă, ia! Și mi-a dat un picior aici. Mi-a luat respirația. Bă, dar m-a durut rău de tot, adică... O bătut-o pe Elsa? Da, mi-a dat un picior aici. Da. Băi, dar eu i-am zis să-mi arat. Eram 8 ani, dar era zdrahoancă, așa, oricum, acolo, câți cu hormon bagă, nu eram eu la 8 ani, era... Și ți-o dat bucata. Mi-a dat bucata și eu cu lacrimi în ochi așa i-am zis, tu te și arată și prințului. Trasul picior. Hai, da? Am zis, nu se poate, eu pe un milion să pățesc asta și ăsta vine pe aceea sumă și nu pleacă, nu doare nimic. Și l-o da și pe prințul. I-a dat și lui. Mam, și-o da la... Da. O-o? Da. Serios? Da. Eram un coleg nebun. Da, eram în aceeași clasă. Ce am mai făcut? Am lucrat prima oară ca să-mi iau carnetul de șofer. Mama mi-a dat bani pentru școală, dar eu voiam să dau șpagă ca să-l iau din prima. Că eu știam care trebuie. Eu știu să conduc foarte bine, n-am făcut niciun accident niciodată. Problema care era? Eu știam că dau alții. Și dacă tu nu dai, automat tu pici. Și mama nu-i de acord. E cea mai corectă persoană din tot ce am întâlnit eu până acum. Și a zis nu. Și a zis nu? Bine. Și m-am angajat la o companie de asigurări. Tipul care avea compania, directorul sucursalei, era vecinul meu de la etajul 4. Bun. Sora mea deja lucra acolo și i-am zis, Doru, uite, vreau și eu să-mi iau și eu telefon, să merg și eu la mare cu fetele și să-mi iau carnetul. Mă angajez și pe mine part-time, 4-6 ore la tine acolo la... Fac orice, ca ce ai tu nevoie? Păi ce posta? M-am post de contabilă. Zic, bun și ăla. Nu stai cred. Stai să nu știam nimic. Da. Și m-am angajat. Contabilă, dar nu țineam eu contabilitatea. Mi-au explicat cum, ce tipa rămăsese gravidă și pleca în concediu de maternitate. Și mi-a explicat ea acolo, dar în 3 zile câtă contabilitate să... Ce bilanț, ce dacă mă uitam la ele... Păi asta zic. Nu înțelegeam nimic, dar făceam și eu ce puteam. Aranjam bibliorafturile, trimiteam un fax, o țineam pe doamna de lângă de vorbă și îmi făcea ea treaba. Știi? Îi făceam cafeluța, adică găsisem eu, nu eram inutilă complet. Și compania asta mai e acum? S-a transformat numele. Nu mai există. Când mă gândesc, dacă te-au angajat pe tine pe post de contabil, mă așteptam să... Nu. Nu mai existe. Nu, există, dar și-au schimbat numele. Nu știu, au luat-o... Păi și cât ai lucrat acolo? 3 luni. Până mi-am luat telefon, am dat de carnet, l-am luat, okay. Deci și eu mi-am ținut de plan. Ah, okay. Le-am făcut.
Și după asta, deci ai lucrat de, în petreceri, da, petreceri copii, da, da. În companie contabilă. Da, contabilă, am fost contabilă. Așa, ce ai mai făcut? Asistentă medicală? Nu, asta nu. Ce am mai făcut? Am dansat în, într-un club. Bine, dans, mult spus. Eram tot pe entertainment, adică era petrecerea Aquamarin, de exemplu. Ce te club? Îmbrăcai în paiete și dădeam cu o balenă umflată, știi, de-aia gonflată, da. Așa, în capul oamenilor și ne distram cu toții. Păi trebuia să fac rost de bani, de benzină, de țigări, de mâncare caldă la școală, na, și trebuia să fie ceva noaptea, păi nu, mă, da, știi, sau zis, un weekend. Da, da, tu ai zis că ai lucrat după, ai după facultate. Și, sau, și în timpul facultății. Ah, ok. Mm-hmm. Ah, ok. Mm-hmm. Așa, dar deci... și țineam treaba asta cumva secretă, pentru că mi se părea mie că nu e ok să se știe, știi? Că nu e ok ce faci. Da, la școală, la modul. Adică ei știau că eu mă duc în club să mă distrez și atât. Păi, eu am mai auzit asta, că cum, când pe vremea aia sau până nu de mult, nu era ok să joci în reclame, tu ca actor sau ca student la un ATC, să joci în telenovele, să nu știu da, ce. Da, nu era ok că ce. Da, da, așa spuneau cumva profesorii. Profesorul meu, de exemplu, ne încuraja. Te duci, faci și bănuți, faci ai experiență, adică e bine să te duci, bine, nu să lipsești de la școală, asta era problema. Da. Dar ceilalți profesori probabil făceau asta dintr-o frustrare sau o răutate, știi? Că cumva noi, ei sunt actori, dar n-au practicat asta, nu știu, mă gândesc. A, da? Da, există și cazuri de genul ăsta. Păi și cum ai ajuns la În puii mei? Drăgulin. Drăgulin m-a chemat. A, da? Da. El a spus că are o colegă, eu cu el m-am înțeles cel mai bine în anul întâi. Cu el îmi făceam toate bucățile, toate șeletele la școală. Păi și da, și tu erai pe imitații și pe de-astea? Nu, habar n-aveam că pot să fac asta, dar... Ah, ok. Da, habar n-aveam. El, păi el... când mi-a zis Mihai, m-a sunat la 12 noaptea, m-a sunat și mi-a zis, mâine o faci pe Narcisa? Și eu am zis, da, cine e Narcisa? Narcisa. Atunci nu știi personajul. Și mi-a zis Narcisa Luguță. Și cum fa, mă, ia? Și când am intrat pe YouTube și am văzut... Zic, mă, acum nu pot să zic că nu. Ați-o fost greu? Am avut un mare morcov, îți dai seama că și mi-a ieșit de frică și de spaimă și de, știi? Păi de ce? Pentru că n-am apucat să o studiez ca lumea sau, habar n-aveam cum se face treaba asta. Cum e prost, cum e bine, cum, care e limita, care e procedeu. Sau... Nu știam, că la școală nu faci imitație. La școală ești tu cu tine, tu metoda Stanislavski, frumos. Păi ăsta e talent, talent, ești nebună? Cum? Adică, cum? Adică eu n-am făcut nici niciodată, e ca și cum, nu știu. Are legătură, că are legătură, na, înveți textul, adică, știi, la școală, acum, de exemplu, mi-e mult mai ușor să învăț un text față de anul întâi, când... Ah, okay. Știi, da, e vorba și de exercițiu. Are oricum, are legătură. Na, te obișnuiești cu publicul. Da, mă, da, zic că să imiți pe cineva și tu cu trei zile înainte să te uiți la... Sau cu o zi înainte ai zis? În seara, de dimineața aveam. Ești nebun la cap? Da, asta cu Narcisa. Pentru prima oară asta ai făcut-o, nu? Nu, prima oară am făcut-o pe Mocanu. Ah, ok. Mă, era ușor, adică am văzut-o în buze mari, am făcut-o un pic așa, m-am uitat un pic așa. Da, nu era așa greu, știi? Da, dar la Narcisa am zis, mâncați-aș gura ta, stai că asta se uită așa. Ah, da, bă, uite-vă. Vezi că e nasoală, că îți rămâi, poți să rămâi așa. Eu știam, nu te mai uita așa, că poți să-ți rămână ochii, se slăbește mușchiul aici de la os și poți să... Da, bă, că tu o jucai așa. Și mai și țipam, că băieții ăia de la sunet săraci ziceau, după fiecare dublă, Anca, aici, zici la fel de tare? Da, mai urât făceam, îți dai seama că nu mă gândeam la treaba asta, aveam spaimă a fost. Deci tu n-ai și după asta ai mai făcut-o pe... Am făcut, nu știu, multe, am făcut Vica, am făcut Moldoveanca aia cu da, la mine mașină facă ce vreau eu. Așa? Bă, iată-le, bă, da, bă. Nu știu, am făcut... Că nu mai știu. Și acum, așa, și acum știu că... Ultima care a fost de succes mare, nebun, a fost... Ginuța. Gina Felea. Asta. Da, da. Eu nu știu cine e fata asta, dar... E o doamnă de pe Există. YouTube. Există, da. Ah. A făcut ea un anunț pe YouTube, cum că așteaptă fete interesate de... prostituție asta era să zic. De prostituție. Nu chiar. Dansatoare la night.
Sau nu știu, mă la rog. Ah, ok. Ah, așa. Și asta cine ideea să faci personajul ăsta? Mihai. A, el, nu? Toate personajele, el le-a făcut. El a scris, el a regizat, el a jucat, el. Dar nu ți s-a întâmplat să te confundi lumea cu personajul? Adică foarte des la mod... Nu, că nu semăn. Nu semăn, mă vezi pe stradă, nu știi cine sunt. Da, că e blondă. Nu-ți dai seama. Și machiată foarte puternic. Da, Narcisa era cu ochiul așa. Exact, deci nu prea e cu cine, unde să... A, vezi? Abia după ce am apărut la șef la cuțite, a început lumea să-și dea seama că eu sunt. Bă, dar ce o ruptă ăla la șef, bă. Bă, dar ce mi-a plăcut, mă. Ți-a plăcut, ai râs. Mult. Am întrebat-o pe mama. Ia zi, mamă. Cum ți s-a părut? Și mi-a zis, ai fost frumoasă. Nu asta îmi doream să aud, că cumva, nu știu, ăsta e cumva meritul tău, că nici tu nu erai boccie, nici tata prea urât, cumva da. Am ieșit acolo, nu vreo frumusețe, dar ceva, ceva... Plus că rolul meu nu era să fiu frumoasă. Exact. Da. Și atât mi-a zis. Și după se lasă așa o pauză și zice, da, eu luna viitoare trebuie să mă operez de cataractă, că nu mai văd. Zic, deci nici măcar frumoasă nu sunt. Da. Și care a fost, ce personaj ți-a fost cel mai greu să-l faci? Nu știu. La care te-ai chinuit cel mai mult? Nu știu, cred că nu m-am chinuit. N-am avut timp să mă, poate la Narcisa mă chinuiam dacă îmi lăsa timp, dar dacă mi-a zis că în câte... Na, fă-l de dimineață, acum, da. Hai, n-am avut timp să mă chinui, că a ieșit din prima ăla, dar la ăla probabil că da, munceam ceva. Cred că... Dar n-ai avut nu, că nu găseam măsura. N-ai avut... N-avea nicio măsură, oricum era... N-ai avut oferte de emisiuni de astea, să te bagi, să te duci, să... Ba da. Am dat o probă. La ce? La umor. Cu Copoț. A, așa. Nu era not for me. De ce? Deci nu știu eu cu chestia asta. Nu era ceva ce nu... Da. Nu știu, la Neața m-am dus. Am zis, bă, vin, nu știu, de probă 3 zile. Hai să... Să văd dacă... Să văd dacă... Și? Nu, tati, n-am putut. Deci îmi zicea, bacă de peste ei mai, vorbește, vorbește. Cum, Doamne, dacă vorbește omul, cum să mă bag da, eu da. Să vorbesc, Doamne, ferește. Și dacă vreau să zic ceva, zic dacă am ceva deștept sau dacă am ceva de adăugat. Da, știu ce vorbesc zici. Vorbesc eu ca tut, așa mă trezesc. Da, și era și live. Da. Mamă. Pericol, pentru mine e pericol cu live-ul, adică... Deci ai fost la Măruță și... Da, și a căzut un monstru, nu știu din ce era. Așa. Eu nici măcar nu l-am văzut. Nu pe mine, pe Raluca. Raluca Cântăreața. Da, okay. Ea era pe canapea, eu stăteam la o masă așa. Eu mâncam cozonac. Nici măcar nu l-am văzut și am zis, da. Băga-mi-aș și pula. Înțelegi? Dar s-a auzit doar băgamia păi și... sau eu aveam la valiera, dar pentru că am zis tare, s-a auzit în la valiera al cuiva, nu știu, cred că, nu mai știu. Ce ne-au? Mă rog, bine, că... dar s-a auzit doar băgamia sau ceva de deci live-urile nu-s de tine. Nu, că nu. Pot să... Nu, pot să. Bine, dacă mă concentrezi, nu mă sperii, Doamne iartă-mă că... Eu am avut pot fi civilizată și să și vorbesc. Eu, și eu la fel, eu am fost la Vorbește Lumea și am stat când era COVID. Nu știu ce. Era, deci nu era la emisiune. Năștea. Cred făcea că. Ceva. Așa, și era. M-a chemat așa în locul Covei. Eu le-am zis, dat, bă, eu live mai scapă cu puța cu alea, adică nu, eu sunt învățat pe internet să mai vorbesc altfel, nu, și live, la televizor, Pro TV. Bun. Nu, n-ai treabă, că ești simpatic, că nu ne faci griji. Bine. Și eu acolo, acum eu fac cu tine asta, că îmi place mie de tine și când îi cunoaște și nu știu ce. Acolo veneau niște oameni pe care nu voiam să știu. Adică nu eram interes ce mi-ai făcut în vacanță. Se vedea că nu ești empatic și că n-ai nicio treabă. Exact. Corect. Adela era învățată când a face de atâta timp și acum a venit, l-am dat o femeie ginecolog. Stătea, eram eu, femeia aia, nu știu cum o cheamă, și Adela. Și acum Adela zice, și cu copiii, cum mai vin părinții cu copiii la... ginecologie, nu știu, măcar să purtați niște discuții, da, și păi și cum procedați? Eu, nimic, eu număram tablourile, nu eram absent total. Și doamna aia zice, da, păi poftim părinții afară și stăm noi cu copiii și mai discutăm că, na, când suntem doar noi doi, se deschid altfel în fața noastră și nu știu ce. Și acum am zis în casă, bă, da, întreabă și tu că ești, uiți în copaci. Și Adela, spic tu ce părere ai? Blanc. Eu nimic, nu știam nimic
Și zic, bă, mie îmi place. Nu. Și zic, Adela, nu știu ce să zic cu ginecolog. Eu, din ce am reținut, copiii se deschid altfel în fața dumneavoastră, nu? Boss, în cască, taci din gură. Te rog, taci. Dar cum să deschid eu? Taci din gură, pedofilule, că nu știu ce. Eu nu realizam că eu că se deschid. Adică eu n-am realizat făcut, treaba. Da, n-am făcut conexiunea, da. Gata, te rog, taci din gură, că nu știu ce. Și tot pe aia mi-am dat seama, zic, ești prost, am fost în direct la televizor, am dat-o de gard. Ei au râs cumva, dar nu au fost foarte mulțumiți. Și după aia au mai dat o beta cu mamele vedetelor. Și era mama Antoniei, mama nu știu care. Și ultima, bine, toate mamele n-arătau cum arată mama. Da, o mamă normală. Da. Ultima era o mamă care arăta ca mama. Și zic, păi asta e mamă. E arată baba, mama. Și Adela și aia era mama. Cri, cri. Și zic, păi da, arată ca mama. Adică nu știam cum să mă scot. A fost ceva îngrozitor, m-am simțit foarte prost. Și am zis, bă, nu-i de mine. Dar nasoale momentele astea cringe. De-aia cumva mă feresc. De ce da, să mă pun eu niște... N-ai cum să o dai. N-ai duc. Băi, ești live. Hai da, porumbelul. Da. Băi, da, ți-asumi. Da. Și pe aia, venind în fiecare zi și așa, mi-am dat seama, bă, nu pot. Nu-mi place, da. Pot. Poate că o să-mi placă la un moment dat. Habar n-am. Dar în ce proiect ți-ar plăcea să fii acum? Care e pe TV? Cri-cri. Cri-cri. Nu știu, în Asia mi-ar fi plăcut, dar mi-e frică de... Că cred că e foarte greu. Da? Da, cred că e foarte greu. Păi și de ce ți-ar fi frică? Mi-e frică pentru că eu fac urât când mi-e foame. Și știu că acolo se va întâmpla asta foarte des. Așa, și te acomodezi. Dacă faci foame o zi, două, trei, a patra... Atâta tot. Invers. Da? Bine, ar fi și un lucru bun că aș mai slăbi puțin, că... În pandemie am pus 9 kg și... Da? Da. Și mi-a scris o tipă dacă vreau să-mi taie, să-mi fac aici, știi, că-mi fac așa. Să-mi taie aici, să-mi scoată pur și simplu. Și am zis, bă, hai să încerc totuși să... Cum adică ți-a scris o tipă? Care se ocupă cu așa ceva, un doctor esteticien. Și așa te-a luat? A, vreau să stai... Da, da, vrei? Că am scris eu, am pus pe internet o poză și am zis că am început să fac laba gâștii aici, că am riduri. Nu mă deranjează, dar asta da, mă enervează, pentru că trebuie să stai mai așa, mie știi? Pare, mă, e, dacă trebuie. Stau așa, tati, nu prea e bine. Uite, dacă stau așa într-o parte și trebuie să stai un pic mai... Știi că se adună aici. Și nu o să fac ca Irina Login. Păi da, asta vreau să zic, dar de ce nu faci ca Irina Login? N-am atâta timp, lasă-mă, abia am timp să-mi scot căței. Dar de ce ești așa ocupată? Cu ce te ocupi tu în păi, ziua acum? În repet, moment? Am un spectacol nou de făcut la teatru de comedie, da? Cu Mihai. Și eu trebuie să învăț textul. Și trebuie, am luni repetiții și eu nu mi-am învățat textul. N-am învățat nici măcar jumătate din el și îl știu pe Mișu, păi, da, mai e. Să nu se enerveze. Ce, e joi? Păi e joi, dar eu mai am mâine, pentru că sâmbătă plec de dimineață, am spectacol la Vâlcea, mă întorc duminică, am filmări, n-am terminat filmările la Vlad. La... A, deci joci în Vlad. Da. Dar acum, în ultima sută de metri, pe, în ultimul, este ultimul sezon. Am prins și un rol așa... Păi câte sezoane au fost? Au 5, nu știu, 4, 3, 2, 1. Ok. Da, așa... am un rol foarte mișto acolo. Îmi place. La nebunie. Și când apare asta? A apărut deja. A, e asta care se da. Dă să și filmează. Da. Și că e și Codin acolo. Da. Vezi? Și noi ne-am mai întâlnit, acum mi-am adus aminte, noi ne-am mai întâlnit acum un an, doi, trei, doi. La mare. La mare. Petreceri, la petreceri, la mare. Da. Ma. Ce? Ai o poză. Da. Am văzut-o, mi-a stat inima atunci. O știi? O știu. Cum să nu o știu? Da. E cea mai urâtă poză. A fost publicată? De Mihai, bineînțeles. Da. N-a pus-o Mihai? Auzi, da, eu voiam să vă întreb un lucru, că și pe Drăgulin l-am întrebat cam la fel. Stai să derulez, să ajung la poze. Voi când vă distrați, voi toți sunteți așa turbați? Da. De ce? Nu știu, eu mă distrez ca și cum e ultima zi din viața mea. De am fiecare văzut. Dată. Nu știu de ce. Bă, faceți urât.
Aveți urât, chiar urât. Urâtă băutură aveți. Nu, eu nu fac urât. Ba vorbesc mai tare, nu fac urât. Ba da, faci urât. Nu deranjez pe nimeni. Te-am deranjat cu ceva. Nu mai deranjez, nu, că eu m-am distrat. Să zică pe cine am deranjat. Eu m-am distrat. Păi asta înseamnă să faci urât, să deranjezi, nu, să nu știu, să faci, să nu mă ia pe scandal, turbezi. Nu cer pe nimeni, din contră. Dacă mă lași și eu și singură pot să mă distrez, adică nu... Și, iar Drăgulin urlă, da, la și Bendeac așa la fel. Facem amândoi. Ne-a ferit Dumnezeu să... Că nu ne-am îmbătat foarte rău toți trei deodată. Și că unul a fost mai... Nu. Când ne-am îmbătat? Atunci n-am fost toți trei morți. Hai mă, lasă, că mergeam în picioare. A, bine bă, dar nu de cum, dar erați leșinați, boss. Eu eram, da. Eu am el fugit. Era pe... Eu am fugit, boss. Multivitamine. Nu, el dar eu... Păi nu, dar eu nu m-am bătat. Stai mă, să găsesc poza. Nu te înveți, nu-ți place să nu, bei alcool. M-am amețit așa, dar am abandonat când am văzut cât erați voi de turbat. Cu ce bestie ai de-a face? Și eu nu sunt așa. Te-am speriat. Ce ți-am făcut, bă, dar unde e castelul, mami? Ce ți-am făcut, mă? Las-o, domnule, Doamne, iartă-mă, nu trebuie să dau acum. Ba da. A trecut. Nu. A trecut, trecem peste acel moment. Nu. Ne scuzați, doamnelor și domnilor, uite că suntem deja în vară, vara anului, dracu s-o ia. Nu de mult, acum 3 ani, 4. Untold? Eu deja, uite, aveam pozii cu Asia, îi trimiteam lui Velea, în cine am băgat? Stai un pic. A, uite. Eu sper că n-ai alta și mai... A, da, asta e. Urât facem, da, e drept. Aveți băutura urâtă, bă. Da. Dar suntem fani, mă. Bă, sunteți fani, dar în același timp... Am și un cadet. Trebuie să le iertăm și la oameni. Dacă tot a fost publicată de... Nu de mine. De Mihai. De Mihai. Da. Deci asta nici se întâmpla... Nici like n-am dat. Pe 20... Nu mă așteptam. 28 iulie 2019. Acum... Problema e că... A, mai avem una. Dar e mai așa. Problema e că eu cât am stat atunci la mare cu domnul Mihai... Hai mă, că te-ai dus și la sală cu el, ați avut da, și eu concediu de ăsta da, de odihnă de... Voi, tu cu Drăgulin și cu Ilona, da, 3 zile, Doamne ferește și maica Domnului. Acum nu mai pot chiar așa, 3 zile. Nu mai poți? Nu, mă de recuperez ce? Mai greu. Păi a doua zi mi-e lene, nu mai pot. Adică nu mai pot să stau la plajă a doua zi, să stau la soare... Nu neapărat rău, că rău nu mi-a fost niciodată. După. Serios? Nu, mă doare capul, n-am, nu. Dacă mănânc ceva mai gras a doua zi și beau ceva cu acid, racatacu, îi dau din nou, începe iar mașinăria să funcționeze. Ai fost la Antol? Da, am fost. Anul ăsta nu, n-am reușit, am fost la Saga. Da, că ne-am văzut la Saga, doar duminica da, am putut să merg, din păcate. Mamă, pentru mine s-a rupt fost... sufletul că n-am putut să ajung la Antol. Mamă, mi-a dat damage total. Deci mă certa brățara asta, eram pe moarte. Ce e brățar? Ce zice? Am o din asta, de monitorizare. Și ce? Îți zice ce? Tot. Cum stai cu inima, toate? Tot, și cu temperatura. Și ce, pleacă acasă? Păi aveam, eu n-aveam zi sub 75% recovery, să mă trezesc recuperat cel puțin 75%. Așa. Și la Antold am avut 3. Ferească Dumnezeu, păi dacă aveam brățară de aia... Da. Oricum nu o băgam în seamă. Ai frici de astea? Ți-e frică de boli de astea? Sunt un pic ipohondră, da. Da? Da. Da. De ce boală ți-e frică cel mai tare? De toate. Nu de una în mod particular, de toate. Pentru că cumva am trăit cu boala de când eram mică în casă. Știi, tata, de prima mea zi de școală am aflat că e bolnav, după care a murit tata, s-a îmbolnăvit mama și deja când aud de boală... Așa, de asta ți-o dă... Da, cred că de asta. Pentru că într-una era cineva bolnav și aveam grijă cuiva, bă, se simte bine, ce se întâmplă. Și n-am vrut cumva eu să mă îmbolnăvesc, ca eu să nu mai pot să... Dar ai avut COVID? Să mă descurc singură. Nu, n-am avut. Bă, și nu știu cum, mă, nene. Bă, nici eu, bă. Că m-am testat într-una, adică era imposibil să nu am, bă, niciun simptom, mai ales că eu înainte de treaba asta răceam foarte des și stăteam gripă, da, 5 zile în pat, de nu puteam să mă mișc, mă dureau toate oase, toți mușchii. Bă. Și de când a început treaba asta și am purtat mască, n-am mai avut nimic. Nimic. Da. Eu nu răceam nici înainte și nici acum. Bă, dar am trecut pe lângă el sau de o trecut pe lângă ori. Mine așa de da, bă. Da, la câte petreceri n-am fost. Nu, zic, eu nu aud, de petreceri. Bă, a făcut COVID, nu știu cine. Nu, și că eu am dansat toată noaptea. Adevărul că am și stat ferit, adică n-am ieșit da, și așa. Da, eu nu.
Nu. Nu. Am ieșit, am ieșit. Bine, nu m-am pupat pe gură. Că n-am făcut. Ce faceți, mă? Nu. Am funcționat. Eu nu. N-am ieșit deloc, nici oarecu. Responsabil. Și, dar am avut, câteva la emisiune la Neamărin, când el a luat și eu eram bot în bot cu el, ne-am bătut, ne-am... Da, de-alea. Știu atunci, da. Așa, la... Înainte de șefi, cu o prietenă de-a mea foarte bună, care mergeam la șef mereu și stătea cu mine în mașină, lângă mine, non-stop, non-stop, da. Baf, COVID-ul, acum cu niște prieteni, adică, bă, nu... Cât să te și ferești? Adică, ce, să stau în casă când aș putea da, să... Da, te-ai vaccinat? Da. Aia, măcar da, nu dacă nicio... iei... Păi dacă nu, dacă le iei, face o formă mai ușoară, mai într-adevăr, ușoară, da. Dar nu e ca și cum nu poți să-l iei. Da, nu poți să trăiesc chiar cu frică. Adică, da, mi-e frică să mă îmbolnăvesc, de-aia nu știu, mă duc să-mi fac analizele, dar nu sunt, știi? Da, am înțeles, adică nu, da, nu, nu ești, exagerez nu cu exagerez, chestia da. Asta și nu pot să stau în casă ca să nu mor. Păi mor în casă, mor de nervi. Da, da, trebuie să fii o leacă atent, adică păi, nici să da, te duci în mijlocul... Na. Da, 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 cu frică n-aș putea să trăiesc. Bă, da, și mie îmi place foarte mult relația dintre tine și Drăgulin. Și de multe ori mi-amintește de tine. E tovarășul tău cel mai bun? Și tovarășa ta? Da, da, da. Da? Da, din anul întâi de facultate, cu el m-am înțeles cel mai bine. Ne-am certat de două ori, dar cu niște motive stupide. De ce? Că vreau să, dacă mai ales dacă stupide motivele... Da. Deci, de partea asta este unul dintre cele mai relaxante podcasturi, ca știi. Da. Eu așa mă simt. Da, și eu mă simt ok. Se vede, nu? Da, adică... Cred că, nu știu, adică eu te simt aproape. E ok, mă? Da? E ok? Îți place? Te-ai uitat la noi? Da, tu, nu, da, dar așa mâine, la modul când după... Da, tu pipingul știi? Pe YouTube? Tu pe... El... Nu v-ați întâlnit niciodată până acum? Nu. Nici la șefi? Nu. A, dar nu, n-am făcut cunoștință. Dar stai, i-au venit la șef cât am fost eu? Nu. Un sezon înainte? Da. Vezi? Așa, zi. De ce m-am certat cu Drăgulin? Păi, avea el, îi făceau roastul lui Bendeac, acolo la Apollo. Și mi-a zis, Drăgulin, am două invitații. Și am zis, bă, vreau să vin, dar vreau să cumpăr bilet, pentru că e pentru o cauză caritabilă și nu vreau invitații. În cazul în care nu găsesc bilet, tu ține-le. Da. Așa ții minte că am zis. Tu okay. Păstrează, așa țin eu minte. Acum poate că n-am zis păstrează-le. Acolo cred că așa. E problema. Și așa, n-am prins bilet. Am fost la ora 8 fix când s-a dat drumul la bilete pe telefon. S-au vândut, nu știu, instant. În 3 secunde, eu n-am prins. E supă de Drăgulin. Bă, Drăguline, să-mi dai și mie invitația aia. A, păi nu pot, că i-am dat-o... Nu știu care. Da, unui coleg. Și zic, păi dă-i lui una și vin eu cu el, că suntem prieteni, adică și cu tipul ăla eram prieteni, nu, că vine cu gagica asta. Aolo, dar cine e și gagica asta de vine, a intrat ea în gașca noastră, brusc, nu mai am eu loc de iubitele voastre, să zic. Da, și n-am apucat să mă duc, dar în aceea seară s-a filmat roastul lui Alex Velea și m-am dus vis-a-vis că uite, ăia m-au chemat. Uite așa, și eram, nu pot să cred că mi-ați făcut asta. Dar care a fost mai tare, al lui Velea sau al lui Bendeac? Nu mai știu. Mai tare ca ce? Ca ce se așa, ca treabă. Ca, nu știu ca vizualizez, nu. Nu știu, da, ambele au fost tare. Și el s-a dus, Drăgulin? Păi el și presta. El l-a făcut pe Vadim în gata, mă, știu, el a intrat la final. Da. Vezi? Și a doua oară când te-ai certat cu el? A doua oară. Stai să-mi aduc aminte că acum... Mamă, dar ce-mi place că îl bârfim pe Drăgulin. Da, și de câte ori m-am distrat cu el. Cele mai tari distracții cu Drăgulin au fost. De ce? Da, nu. Cele mai tari beții și distracții, ale au fost cu Drăgulin. Dar cum a să mai liniști, bă? S-a liniștit de când a dat gastrita în el, că altfel cine-l liniștea? Că de asta îmi zice și mie. Păi, dar tu nu te mai îmbolnăvești? Care-i treaba? Că tu nu tine, te liniște. Tu ce-i cu tine? Ai, pă... când o dat gastrita și gagica. Da. E bine că îmi place de ea. Că dacă e nu bine. Era groasă. Era groasă. Și mie îmi place de ea. Îmi place de ea, da. Deci n-ai problemă. Nu, are și bine, acordul tău. Da, trebuia. Da, stai, dar el înainte când
Să cupla cu cine? Să cupla. Să cupla cu cine? Că nu s-a cuplat cu nimeni, că ne-am rugat cu toții de sănătate și de... Să-l ia mamă cineva și pe băiatul ăsta. Dar să tu? Stea... Eu ce? Tu nu? Nimic? Eu nu. De ce? Mi-e ok acum așa. Ești genul ăla de femeie nebună? Nebună în ce sens? Nu, nu, am avut relații de 5 ani, 3 ani, așa. 2 ani, se pare că descrescător, că după aia încep să ai mai multe pretenții sau mai mulți pitici pe creier, mai multe tabieturi și cumva nu cred că mai suporți chiar pe oricine să stea cu tine în casă sau așa. Dar am avut relații de lungă durată, bănuiesc, nu știu, 5 ani, mie mi se pare ok, bine. Da, dar erai mai mică. Da. Eram mai mică, asta zic, că prima relație a început de 5 ani, după care 3 ani, după care 2 ani, da, și așa. Ești din asta care ești... Ce, cu, geloasă cu, sau... Cu pantoful pe gât? Pe gâtul prietenului? Nu, nu, nu sunt pretențioasă așa. Gândit nu. Un pic. Da, m-am gândit, dar... Dar ce zodie ești tu? Săgetător. Ce, când e? Nu știu când decembrie. A, ca șoaricul. Șoaricul e capricorn, săgetător. Șoaricul e pe 25 decembrie. E săgetător? Nu, capricorn. A, ăsta, ăștia sunt unul după altul. Da. A, deci înseamnă că nu... Nu știu, nu știu ce nu pun la zodii. Nu știu, nici eu nu, dar și că... Nu, nu, eu... Subiectul ăsta, Iurea, nu, 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 eu știu că am avut niște femei în viața mea care au fost tauri și vărsători și ceva îngrozitor. Da. Ca femei. Într-o relație, așa, sunt ok, dar într-o relație nu. Și de asta. Și singură, da? Adică nu suntem la capatul acum, nu vreau să aflu... Nu, 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 sunt în căutări, să zicem. Hai de cap. Bă, la un moment dat trebuie să mă așez și eu. Păi da, îmi doresc și o liniște aia. Îmi doresc, cum să nu? Dar nu a fost cineva potrivit. Adică... Nu-i mi se pare că te potrivei cu Cane. Da, în momentul ăla nu. El era mai, nu știu, cu băieții, cu FIFA. Eu aveam nevoie de atenție. A. Aveam și frustrări, că știi, aveam nevoie să-mi aud chestii drăguțe, a, să-mi deci zică, să... Da. Da, ești... Acum nu m-ar deranja, înțelegi? Să fie, nu știu, să scap de el 3 zile, mă duc cu băieții. Du-te! Că... Ai, simți și tu nevoia să respir, că și eu sunt cu fetele și mie îmi place să mă adun cu fetele și să tocăm și să zicem și să facem și să... Da. Zim care... Cu... Stai, zim. Că ziceam a doua oară, de ce m-am certat cu drăgul lui. Așa, așa, bravo, că după aia mai am... A, gata, știu. Când m-am dus la Ai Umor, aveam un moment, cred că nu pe Gina, nu o făceam pe Gina, o făceam pe Marilyn Monroe. Și am vrut să-i citesc textul, doar să îl citesc. Și el abia se trezise din somn și mi-a citești? Zis... Cum să-i citesc? La telefon, să-i-l zic, să-i zic textul. Și el mi-a zis, știi ce, acum am trezit, n-am chef. Și eu eram în momentul în care nu știam dacă să mă duc sau nu. Nu știam dacă să mint că am făcut, să zic că am COVID, ca să nu mă duc. A. Pentru că nu simțeam personajul, nu știu, nu-mi plăcea mie, nu știam cum să fac, adică na. Și am zis, bă, hai să-ți-l zic că tu să-mi stai și tu cu părerea, că n-ai și prietenul meu sau... Ajută-mă, că nu te rog în fiecare zi ceva. Acum te rog ceva și tu îmi zici n-am chef eu de tine. Sau așa. Și atunci m-am supărat pe el. M-am supărat rău. Ei, da. Ne trece repede, adică mai mult de o săptămână n-am stat certată, nu pot să stau certată cu el. N-am stat certate? Certat, am zis. N-am zis certate. Ai mințit vreodată, că apropo de asta, că ai zis că ai vrut să minți că ai COVID. Ai mințit vreodată ca să ieși dintr-o situație? Nu. Niciodată? Niciodată. Ai mințit în vreun interviu? Vrut, dar n-am... Nu. Niciodată? Nu. Eu am mințit. Da? Ca nu cred că se vede și e... Nu, 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 știu, ca să... că se vede dacă... Să evit niște situații neplăcute. Adică... A, pentru o cauză nobilă, da, întotdeauna e potrivit o minciună. Deci ai mințit? Nu, n-am mințit. Eu n-am avut interviuri. Nu știu... Cum n-ai avut interviuri? Ce interviuri? Adică, ce? La ce să mint? Ce? Nu știu, nu știi, dar auzi că e prima oară când vii la un interviu. Da, asta nu e interviu, asta e o discuție. Mă întreb, oamenii consumă genul ăsta de conținut, știi de ce te-ai întrebat vreodată? Nu. Că eu m-am întrebat și eu cred că... Eu nu prea consum. Adică eu nu prea consum pentru că n-am timp să consum. Și dacă am timp, îmi pun un serial pe Netflix și adorm la... Țineți ideea cu Netflix. 20. Oamenii, acest gen de format, de așa merge, pentru că ei, lor le dai impresia că asistă la o bârfă. A, da. Da. Și stau cumva, iau parte, cumva să simt cu noi în cameră. A, am înțeles. Dar, na, tu nu-i vezi și de asta, știi? Care e ultimul serial la care te-ai uitat pe Netflix? Ăsta cu
jocul Squid Game. Squid Game. Și? Mi s-a părut o porcărie. În primele 30 de minute am închis. Am zis nu pot. Păi nu, da, da, nu. Și după asta? Și după aia mi-a plăcut. Mi-a hai, plăcut. Imediat, cum o zis că na, e o porcărie. Nu-mi place jocul. Nu mi-a plăcut actoria și așa. Nu, nu, nu e pe placul meu. Nu e, e mult. E mult pentru mine, dar ca realizare e mișto. Da, da. Ca realizare, n-ai ce să zici. Da, e ok. Corupt în două. Care-i cel mai, care-i serialul tău preferat? Da, am un serial. Mi-a plăcut mult Peaky Blinders. Game of Thrones am văzut ultimul... Când a apărut ultimul episod, atunci m-am uitat la el legat. Și două săptămâni n-am răspuns la telefon. N-am ieșit în casă. Mi-am comandat mâncare și am stat uite așa. Hai, de asta ai luat 9 chile. Da, e... Da, yes. Păi nu că în pandemie am și gătit, am și... Na. Cum te-a afectat pandemia asta? Să mănânc. Bă... A fost destul de nasol, adică a fost un moment foarte nasol și mă bucur că n-am intrat în depresie pentru că am fost pe acolo și cumva nu-mi doresc să mai intru vreodată. Am fost un an de zile pe Cipralex. Ce ăla? Sunt niște pastile, niște antidepresive puternice, eu luam 3 pe zi. În anul întâi de facultate am avut mari probleme cu tenul, aveam acnee. Și uite, n-am vorbit niciodată de treaba asta, am semne, dar eu m-am și tratat, m-am dus în fiecare zi din viața mea, am făcut câte ceva pentru tenul meu. Da, am făcut injecții cu ozon, am făcut absolut tot. Am fost la 10 ginecologi, dermatologi, endocrinologi. Păi ce treabă are ginecologul cu? Păi dacă ai ovare polichistice, poți să ai, să-ți apară acnea. Ce sarea? Ovare cum? Ovale polichistice, dacă ai niște chisturi pe ovare, alea poate să genereze acnea. Dacă ai dereglări hormonale, așa. M-am căutat, m-am dus la Institutul Cantacuzino să-mi ia probă de pe față să-mi zică dacă am vreun stafilococ, bacterii, parafioată, ce putea. Nu-mi ieșea absolut nimic. Păi și ce vei? Aveam intoleranțe. La? La gluten, la lactate, la fructe, de exemplu, aveam voie să mănânc doar mere și pere. Băi, din toate fructele. Dacă mâncam două căpșune, mi-a apărut două coșuri pe față. Serios? Da. Deci... Și pentru că aveam coșurile astea, nu mai scăpam și nu reușeam să le tratez. Adică le tratam, se uscau de la cremele alea și ce-mi dădeau, dar imediat ieșeau altele, că nu tratam decât suprafața. La suprafață. Și am ajuns la psihiatru. Serios? Direct, nu la psiholog, la psihiatru, da. Nu mai puteam să mă văd. Nu puteam să mă uit în oglindă. Mă uram, îmi uram viața și îmi doream să nu mai exist. Să te omori? Da. Și am stat 3 zile cu mâinile pe piept, așa, pe canapea și nu mai voiam să ies din casă, să nu mă mai vadă nimeni. Bă, așa rău? Da. Poate să te afecteze foarte tare chestia asta. Și am fost pe acolo și un an de zile am fost legumă, cumva. Adică îmi doream să dorm și atât. Păi stai, dar prietenii din jurul tău astea nu te încurajau, nu țineau? Nu, degeaba zice. Dacă nu ești tu bine cu tine. Da. Păi și cum ai scăpat? Am fost și mi-am făcut niște analize mai detaliate și mi-au găsit... Cât a durat asta? De când ai... În anul întâi de facultate am avut și perioade, nu știu, după 3 ani mi s-a, nu știu... Am avut perioade în care nu aveam, știi? Aha. Dar, ei, bra, vino cu a. Haide, mă. Cam 7 ani, cred că a durat, până am găsit ce am, exact. Deci 7 ani ai avut acnei? Nu, n-am avut în ăștia 7 ani, că am mai luat niște tratamente, luat niște pastile care... Dar nu se vede, băi, dacă nu îmi zici... Băi, că sunt machiată și așa, dar dacă te apropii, o să vezi că am niște cicatrici, am niște găurele în față... Mi-e frică să mă duc la laser și la... Că nu știu, am văzut fel și fel de... Sunt sceptic oricum, nu m-aș băga să fac absolut orice. Am făcut de-astea, cu injecții, cu ozon, care sunt foarte dureroase, dar se pare că funcționează. Da. Dacă nu făceam nimic, era nasol acum. Dar pentru că, da, am avut și mereu grijă. Ți-ai făcut niște analize mai aprofundate și ai descoperit aceste intoleranțe, care nu te naști neapărat cu ele, că nu le-am avut toată viața, doar că atunci când ai sistemul imunitar scăzut, ele pot să apară. Da, îți dai seama, gluten, că mi-a zis gluten, dar ce sunt în America?
Cum ai că gluten? Ce e la gluten? Ați nebunit? Cum ai că nu mai mănânc pâine? De-aia moale cald, așa de face mămica acasă? Doamne, am ținut regim, dar pentru că l-am ținut exact cum i-au zis, mâncam mai chia, quinoa, dovlecel, ceva ce nu pot să... Dar l-am ținut, adică m-am ambiționat, am stat, păi am dat atâția bani la analizerea asta, am aflat, acum nu pot să-mi bat joc. Și am ținut regimul, nu mai aveam absolut nimic pe față, nu mai apărea nimic. Mă simțeam foarte bine, mă trezeam altfel, aveam energie, eram balonată și da, am slăbit foarte tare. Ajunsesem la 39 de kg. Pentru că nu-mi plăcea ce mâncam, mâncam foarte puțin. Știi? Mâncam cât să, cât să trăiesc. Acum am 60 aproape. Doamne, 39 de kg erai nici cât un sac de cartofi. Da, pe m-a văzut mama, nu trecusem pe la ea ceva timp și m-a văzut la televizor, prezentam ce, puii mei. Da, atunci. Prezentam și m-a întrebat mama, mamă, tu ai cântar acasă? Zic, nu. Și mi-a zis, păi vezi că s-ar putea să mori. Vezi cum arăți? Și atunci m-am panicat și am început din nou să mănânc pâine, brânză și au apărut din nou pe față. Da. Bă. Și acum o țin așa. Am perioade. Deci încă ai aceste intoleranțe. Astea nu, de astea nu poți să scapi? Doar dacă ai sistemul imunitar foarte puternic, mă gândesc. Nu știu, nu scapi, cred. Nu știu. Bă, ești nebun. Da. Dar am luat și un alt tratament. De la pastilele alea n-aveai voie să faci 2 ani de zile copil, am înțeles, sau ceva de genul, că sunt foarte puternice. La noi sunt, în alte țări sunt interzise. Da. Și unora le trece din prima cură, mie nu mi-a trecut din prima. Nici n-am ținut tratamentul până la capăt, că m-a enervat doamna doctor. I-am zis, mai dă-mi o rețetă, că am venit ieri și am pierdut-o. Și mi-a zis să-i mai dau, nu știu, 3 milioane pe rețetă. I-a zis, ți-am dat ieri 3 milioane, dă-mi-o că te omor, adică nu se poate pentru o foaie, că scrii tu pe o foaie. Și n-a vrut și a zis, ba, picioarele nu mai iau nicio pastilă, gata, oricum trecuseră. Dar pentru că n-am dus tratamentul la capăt, au reapărut. Uite, da, vezi că asta cu acnea e o problemă. Am mai auzit așa de la oameni care au și care, bă, încă nu scapă de ea. Dar nu credeam că e atât de, adică e atât de deprimant. Da. Mai ales la, dacă erai în... Mai ales când aveam nevoie de față, știi? Că probabil că dacă lucram, nu știu, rămâneam contabilă, poate că nu mă deranja așa tare. Dacă îmi vine camera aici, îți bubuie creierul. Mie îmi bubuia creierul. Deci când se apropia așa camera de mine și mă gândeam la bubele alea de pe față, cum or să se vadă, îmi venea să plâng. Adică nu... Da. Da, cu asta nu te joci. Zi-mi un lucru, te rog frumos, pe care l-ai învățat în ultimii 2 ani și la care cumva te raportezi, pe care îl aplici în ziua de azi. Un lucru important, așa. Un lucru important? Da. Să nu... Nu știu, stai, că e la primul impuls, așa. Ar trebui să o gândesc. Așa am... Vine care să spun care că a avut un impact, așa. Să nu mai am încredere cumva în oameni. Să nu mai spun eu chiar tot. Și să nu mai cred că am... pe cineva aproape, așa, să cred că e prietenă sau... De ce? Știi? Pentru că m-am cam... Eu, când mă atașez de un om, sunt acolo cu totul. Da. Și când persoana aia nu face, că nu am așteptări neapărat, dar când mă dezamăgește, mă doare atât de tare încât acum sunt foarte, știi, nu mă mai apropii așa. Da, nu mă mai apropii de oricine. Adică când spuneam că am prietene, mi-am dat seama că sunt cunoștințe și că de fapt... Sau amice. Da, pentru că mie îmi place să mă înconjur de oameni. Îmi place. Ești o fire sociabilă. Da, sunt foarte sociabilă. Și de unii mă atașez mult prea repede și mult prea puternic. Și când sunt... La mine cele mai mari dezamăgiri au fost legate tot de oameni. De oameni, da. Persoane, păi, ca astea te învață cumva. Ca așa, astea de carieră, cumva nici nu au fost dezamăgiri, da, zicem. Că nu țin neapărat doar de tine. Da. Da, tot legat de oameni. Da. Dar în momentul de față ești fericită? Da. Sunt fericită, sunt liniștită. La finalul lunii mă mut într-o casă super drăguță. Și unde? Abia aștept. Pe stradă cu micuțul. Da? Da.
Casă cu curtii, cu de-astea? Da, nu e casă, e bloc, dar are curte. Pentru că ți-ai... Mi-am dorit foarte tare chestia asta, că e foarte ușor, știi, doar să le deschid ușa, să nu trebuiască să îi îmbrac, să mă încalț, să nu știu ce. Strâng eu mai încolo și nici nu trebuie să aplec, trebuie să-l iau doar cu foraș, cu măturica, nu trebuie să pun, să simt în punguță băiatul. Căldura cândelului. Căldura hândelului. Da, asta, sună... asta e numit de carte. Da. Căldura hândelului. Bă, nu, eu am avut, am stat la curte până prin aprilie, mai, cam așa. Și vezi că și dacă ai curte, tot trebuie să ai grijă de curte. Păi am grijă, am stat și... un an de zile. Că tot sta și... câinele, simțea că era câinele acolo. Că tot plecat. Flower power. Da. Un florit iarba. Nu. Am mai stat un an cu ele și mi-a fost foarte, foarte ușor și da, le plus place că ele... și lor, că sunt mici. N-am treabă că... sau să-mi distrugă florile, nici nu calcă pe pământ, adică ele sunt niște prețioase, nu. Afară, dacă plouă, nu vor să iasă. Deci se uită așa la mine, gen, serios? Serios îmi faci treaba asta? Mă duci afară? Ce stăpână ești tu? Ce... Am văzut. Ai tu, cum o cheamă personajul ăla de-l faci tu pe Instagram? Fata Darling aia cu ochii. Babes? Da, Darling Babes. Așa, da? Hey, Darling Babes! Tu ai văzut-o? Sunt story-uri acum? Am la highlights. Am cu Darling Babes. Deci intrați pe Instagram, pe Instagram-ul rețete. Ancăi. Darling Babe. Da. Bă, băiatule. Ce folosesc eu pentru îngrijirea mea zilnică. Darling Babes, vă prezint aici o cremă minune. Are, bineînțeles, extract de... Ce cremă e, mă? E cu extract de melc, am zis că... Hey, Darling Babes, sunt aici cu prietena mea. Aveți cunoștință? Cine? Prietena Anca. Bă, deci... Bine, ales la început, așa, nu aveam conturat personajul foarte bine, da. Dar uite asta, ce tare mi se pare mie, că voi actorii ăștia talentați, nebuni, voi puteți să faceți lucruri din astea. Pentru că tu imediat... Dar tu ai încercat, că n-ai de unde să știi, poate ți-e să știi. Adevărul că da, nici n-am încercat. N-ai încercat. Uite, Drăgulin e top, de în pandemie cel puțin. Am distrat, doamne, ce dracu. Și la alea cu, cum îi zice, pe ce intra el... Un fel de nu Mirc. Intra și vorbea cu oameni. Pe TikTok. Nu TikTok. Altceva. Omega? Ăla. Leșinam de râs. Da, dar i-au dat restricție la un moment dat. Când și-a dat una chiloțișos. Da? Da, el săracul și-a luat degeaba, că el nu greșise cu nimic. Adică, mamă. Da. Dar nu, dar mie mi se pare tare, pentru că tu a pus, te plictisești, te-ai plictisit vreodată? Nu știu ce e. Nici om. Nu pot să mă plictisesc, dar n-am... Și dacă te plictisești la un moment dat de un personaj, poți să te duci în... Deci poți să creezi o grămadă, bă, frate. Și mie îmi pare că oamenii ca tine, ca Drăgulin, Bendeac deja îl știi toată lumea, ar trebui să fii mai cunoscuți, mai vizibil, mai... Că poți să faci o grămadă de chestii. Poți să faci o grămadă de lucruri. Și dacă te știe lumea cu... Nu știu, cu ce te ajută, de fapt. Păi nu, să te știe lumea făcând ceva. Așa. Nu să te știi lumea. Da, nu știu, cine interesează, deja știe cumva. Adică cine mă place, cred că sunt ok și cu aia 10.000 de oameni care mă... Aproape 10.000 de oameni. Păi eu de-aia am venit ca să-mi dai niște follow-uri de aia, să-mi fac... Mă, 10.000 ești nebună? Atât am, da. 100.000, bă. 10.000. Mă, te întreb dacă ți editezi pozi la fază. O 10K înseamnă... Și 10K mai ai 97,4K. Eu am aproape 100. 100 de K. Atât o să am după acest 100 de K. Interviu. Deci după acest podcast, vă rog frumos să intrați pe Instagram. Podcast. Anca Dinicu, fără punct, fără nimic. E Anca Dinicu, dintr-un cuvânt. N-am, mă, și o bifă de aia. Păi de ce nu? Nu-mi dau. S-a chinuit și Drăgulin să facă rost de bifă. Ți-ai trimis buletinul? Mi-a trimis Drăgulin că eu sunt... cu tehnologia la pământ, adică mi-a zis, bă, intră acolo, dă, trimite, pune link-uri, nu știu ce, zic, bă, nu, că nu pot. Deci cum vrei să-ți vină bifa din... Păi Drăgulin s-a ocupat.
Eu ce? Am încercat, am trimis eu buletinul și nu știu ce la ala și acum Drăgulin a făcut toți pașii ăia, adică era imposibil. Ai Wikipedia? Am. A deci, pus link. Deci ar trebui să-ți meargă. Nu mi-a dat, nu vor să-mi dea, nu știu de ce. De oameni răi și periculoși, ce sunt ăștia cu Instagram. Ce ai simțit în momentul în care n-am mai fost asta, Instagram? Eu m-am simțit liber, bă. Da? Chiar vorbeam cu șoaricul, să ziceam, bă, cum ar fi să... Nu facem nimic. Da, nu, să oprească Instagram, ce facem? Șoaricul zice, mie mi-ar plăcea că ne-am mutat pe TikTok. E fiartă cu TikTok-ul, da, ăla, nu pot. Da, nu pot să fac. Nu știu, de-aia. Ascultă, story-urile de le faci tu, da, pe Instagram cu Darling Babe, da, femeia asta, după ce le faci, downloadează-le și urcă-ți-le pe TikTok. Că dacă nu, acolo e altă treabă. Nu, nu e altă treabă. Ei, las că am văzut eu că sincronizez, nu știu, melodia cu lasă imagine. Lasă melodia, măi! Pui niște chestii, pui mâna, după aia e mâna, apare altceva. Mie mi se pare SF, adică... Ai de capul meu, bă! Abia știu să pun filtrele alea, nu? Bă, după, când faci story-urile, după ce ți-ai terminat tu alea de story-uri cu Darling Babe, intri, descarci story-urile, știi să faci asta? Da. Ok. Descarcă ți-le pe toate. Da. Intri pe TikTok. Da. Și îți pui toate, că ți le leagă singur, nu trebuie să pui muzică. Și îți faci un filmuleț de... Ți le leagă el singur. Da. Hai mă, da. Da. Ți le leagă el singur. Nu. Ba tot da. Eu trebuie să le știi. Nu, deci după tu le select... Nu, tu dai add video și selectezi așa, 1, 2, 3, 4, câte story-uri ai. Mm. Și dai ok. Și după aia ți le faci... Se pare că asta știu să fac. Hai bă, lasă, știi mama, cred că. Era aia cu 30 de secunde, 60 de secunde. Eu nu știu să le lipesc între ele, nu știu să fac chestia aia. Trebuie să mă uit la un tutorial. Așa. Ceva. O să și mă uit, dar n-am avut TikTok, timp de vor să fi fac. Virale alea pe TikTok. Zici? 100%, garantez. Am făcut câteva pe TikTok, că am și TikTok. Ia. Yeah. Am făcut niște mizerii, bineînțeles. Ia. Yeah. Cred că 9 filmulețe am atât. Anca? Dinicu. Dinicu. Din Nicu, am scris, din Nicu. Anca Nimicu, pe TikTok așa, să fix Nimicu. 23.000 de followers. Uite, cu uite, Darling Babe. Am făcut, nu da. Vezi? Hei, Darling Babes, am văzut cum frățiorii mei sunt prinși și capcane. Nu mai vă lăsați păcăliți de asta. Am văzut pe internet, face așa. Ai și plâns? Și după aia te trage și face așa. N-am avut succes. Nu? Ești săcănit, bă. Acolo pe TikTok nu. N-ai, ai una cu 363.000 de view-uri. Cum? Ia uite. Boss, bă, ești nebună. Ești nebună. Ai potențial foarte mare de a să viraliza lucrurile. De a viraliza chestiile. Iar am mișcat. Ar trebui să fii mult mai prezentă pe internet. Ar trebui, da. O să mă concentrez eu la un moment dat și o să mă forțez cu toți mușchii mei și am să cuceresc internetul. Da, nu, dar faci, știi să faci chestii mișto și ești mișto tu. Mulțumesc frumos. Gata, mai gata? Filmăm? Cât am filmat? Cât am vorbit? Dar eu chiar am văzut când vorbeai, am văzut, am, na, îți dai seama că te-am stocuit. Așa. Să văd eu cine a fost la emisiune ce? Și am văzut acolo o oră jumate, zic, bă, ce dracu, ai vorbit eu mă, o oră jumate. Da mă, dar trece repede timp. Da, și ești o gazdă bună, adică mi-a făcut plăcere să fiu în compania. Eu am mai mult am dat interviuri decât am luat. Și de asta nu vreau să fii ca un interviu. Păi că nu știu fost, să iau interviu. A fost o discuție liberă, da, într-adevăr. Dar cumva, da mami, unde? Mergem acasă? Mergem acasă? Și când te muți? Mă mut luna asta. Ah. La final de lună mă mut. Și se duce și Darling Babe acolo, da? Să da, mută și ea. Se duce Darling Babe. Stai, trebuie să faci niște story-uri. Să mai fac, să mai inventez niște personaje, într-adevăr, că n-am mai făcut asta. Dar trebuie să termin cumva cu ce am început să, și după. Da. Adică să fiu liniștită, și poți că acum sunt într-o perioadă personaje. De-aia nebună. Poți să faci sketch-uri între personaje. Sketch-uri între personaje? A, da, da, duet, da, pă, ia, nu, auzi-l, doamne, eu, păi până fac eu un ăla, se inventează o nouă aplicație și mai la modă TikTok-ul. Doamne ferește, bă, cât e de simplu, bă. Îmi arăs tu. Trebuie doar să vrei. Da. V-am pupat. Mm. Mm.
V-am pupat, mulțumim frumos dacă v-ați uitat la noi. Așa. Ce-ți mai... Zile ceva, ce oamenilor zic? De acasă. Zile asta ceva. Să tai asta, pauza asta, să o tai, că nu e bună. Că pare că... Uite, fă tu outro. Nu, e nu, extra. Nu. Tu ești anfitrionul, tu trebuie să faci asta. Păi eu nu, ce, cum? Gata. Hai să zicem ceva așa. De bine. Da. Nu? S-au zis numai de mine. Așa, da. Și? Și nu e, mă, bun, nu e, trebuie altceva. Stai un pic, stai, că plec acasă și după aia o să mă gândesc, mamă, ce prost am dat-o la final. Nu, zi tu. Vă mulțumim foarte frumos. Pentru că ați avut răbdare. Să vă uitați la noi. Da, ne vedem săptămâna viitoare. Cu un invitat mai slab decât mine, bineînțeles. Pa! Pa!